Medicul este persoana de care depinde adesea sănătatea noastră. Priceperea, răbdarea, sacrificiul și perseverența sunt cu siguranță câteva dintre calitățile unui doctor de succes. Dacă înveți să ai demnitate, să respecti cu aceeași demnitate fiecare ființă pe care o ai în față, dacă ești dispus să sacrifici zile și nopțile, de multe ori viața ta proprie, ca să poți face față la cerința pe care o ai ca medic, atunci alegi acest drum. Sunt medici români care aleg calea succesului la ei în țară și sunt medici români care reușesc să se facă remarcați pe pământ străin. Gabriel Gurman are 55 de ani de activitate ca medic anestezist, iar o parte din ei a petrecut în orașul israelian Beer Șeva. Consideră că, indiferent de ce drum alege un doctor, scopul trebuie să rămână același, să slujească cu omenie și profesionalism bolnavul. Există trei subiecte în care am încercat să fiu de succes. În primul rând, am considerat că este necesar să îmbunătățesc asistența medicală și bunăstarea medicului care acordă asistență medicală în țara mea, în Israel. Și am construit clădiri. Am construit clădiri în Centrul Medical Soroka din Beer Șeva. Provocarea noastră își concentrează atenția spre tehnicile educaționale în domeniul sănătății. Sunt de părere că investițiile în cercetarea medicală sunt vitale în acest moment, iar convingerea mea este că în viitor rezultatele vor fi dintre cele mai bune. De asemenea, aș fi onorat să încheiem parteneriate între Universitatea de Mississippi și Universitatea Grigore T. Popa din Iași, în care studenții noștri să poată colabora. Aceste zile care aniversează o cifră rotundă, 135 de ani, din care universitatea și-a desfășurat activitatea, reprezintă un moment de bucurie, nu de bilanț, nu de alte analize, ci un moment de bucurie, pentru că această universitate este o universitate cunoscută și recunoscută, pentru că această universitate are o comuniune în spirit și pentru că această universitate a devenit un reper în ceea ce privește educația în medicină. Zilele Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași au început astăzi și se vor încheia vineri cu o conferință pe tema malpraxisului și cu un workshop ce vizează tehnicile de acordare a primului ajutor.